Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta este în Psalmul 84, de unde citesc primele trei versete. Psalmul 84, primele trei versete. În principiu mă voi axa pe versetul 3, dar pentru legătură în text și cursivitate citesc primele trei versete. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica, un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Amen. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-mi exprim bucuria sinceră pe care o am de a fi cu Biserica Domnului de aici din Londra, închinându-mă lui Dumnezeu și slujind înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră. Consider un har din partea Domnului posibilitatea aceasta și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru felul foarte frumos în care m-ați primit. Primul rând, mulțumesc fratelui Martin, păstorul dumneavoastră, pentru invitație și pentru posibilitatea de a sluji la Eclesia și acum în biserica pe care o păstorește. Mulțumesc, frate păstor! Este frumos gestul și invitația. Știți, dumneavoastră, cum zice română, nu trebuia, dar bine ați făcut. Vreau să mulțumesc de asemenea gazdelor mele din perioada aceasta de ședere la Londra, sora Angela cu fratele Petrică Puicar, sunt niște gazde excelente și nu știu când o să pot eu să mă ridic la nivelul dânșilor când vor veni în America. Și apoi, bineînțeles, am și o obligație specială care mă leagă de biserica dumneavoastră într-un fel. Am aici o familie de membri din biserica Emanuel, Lili și Cornel Hâș. M-am bucurat să o văd pe Lili aici cântând la worship. Văd că este în sală. Mulțumesc Domnului pentru ei și pentru faptul că mărturia lor înaintea Domnului continuă și sunt active aici în biserica dumneavoastră. E frumos să fim împreună și e frumos să lăudăm pe Domnul împreună. Așa cum fratele păstor a anunțat, se face că și după masă ne vom întâlni de la ora 5 și vom continua părtășia și slujirea în cântare, în rugăciune și în cuvântul Domnului. În dimineața aceasta voi avea un mesaj special. Toate mesajele sunt speciale pentru că sunt din partea lui Dumnezeu, dar voi avea un mesaj care va vorbi în mod special familiilor. Și va vorbi fiecărui individ în parte, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără. Sigur că dumneavoastră cunoașteți foarte bine psalmul acesta. Pentru mine psalmul acesta, așa introductiv spunând, are două amintiri, două semnificații. Unu, mi-aduc aminte când eram copil. Eu m-am născut la țară și până la 13 ani am crescut la țară, în județul Sălaj, într-un sat care până acum 2-3 ani a fost uitat și de asfalt. Acum este și asfalt acolo. Și m-am născut într-o casă acoperită cu paie. Oameni săraci. Tatăl meu a fost miner. Dar ceea ce țin minte din anii copilăriei, din perioada aceea,
era că primăvara noi, copiii, aveam un divertisment mai bun decât internetul de astăzi. La casa noastră cu paie, era casa bunicilor, de fapt, veneau sute de rândunici, sute de rândunici, și își făceau cuiburi sub straștină sau în pod. Era plin podul de cuiburi de rândunici. Pentru noi copiii era o fascinație să vedem cum vin, cum construiesc cuibul, apoi puneau ouăle și scoteau puii. Știam fiecare cuib câte ouă are, câți pui sunt, toate le știam. Pentru că în fiecare zi ne urcam în pot, ne urcam pe casă să vedem ce e acolo. Aia era divertismentul nostru în loc de internet. Bunica, care n-a vrut să se întoarcă la Domnul niciodată, era mereu după noi, pentru că ne vedea că ne ducem acolo să vedem rândunicile, să ne uităm în cuibul rândunicilor, și striga la noi: nu cumva să puneți mâna pe vreun pui și să luați de acolo, că vă uscă Dumnezeu mâna. Băga o spaimă noi, bunica, nu știam cum să ne revenim, dar tot acolo rămâneam, tot la spectacol de rândunici. Asta este un aspect. Un alt aspect este legat de felul în care fiii lui Core fac descrierea aceasta în Psalmul 84, legat de rândunică, și când Cornilescu traduce până și pasărea își găsește o casă acolo. Aș vrea să înțelegeți toți, în textul ebraic este până și vrabia își găsește o casă acolo. De fapt, dacă puneți un text englezesc, în text englezesc pasajul, Psalmul 84, versetul 3, veți vedea că e de swallow, care înseamnă vrabie. Un soi de vrabie, pentru că sunt mai multe soiuri de vrabie. Ce am observat, frate păstor, cred că dumneavoastră o să simțiți mai bine cu mine, este următorul lucru. The sparrow e rândunica și the swallow, si? În est, for herself. Ce am observat este următorul lucru. În bisericile Domnului, în casa Domnului, casa este casa Domnului, avem două tipuri de oameni. Avem vrăbii și rândunici. Observați, vrabia își face o casă în casa Domnului. Rândunica, cât o fi ea de drăguță, face cuib în casa Domnului. Și știi cum îi vezi, cum îi cunoști? Vezi un cuib în cor, un cuib printre tineri, un cuib printre bătrâni, un cuib printre familiile tinere. Nu simt casa Domnului drept casa lor. Și de aceea, ca rândunica, când venea, se apropia toamna, își luau zborul și plecau. Când se conteze cineva pe rândunicile acestea, au plecat. Nu mai sunt. De aceea, pentru fratele și sora rândunică, am un cuvânt special. Faceți casa Domnului casă și nu faceți cuiburi în casa Domnului. Indiferent cine-i fi și indiferent cât de tare te superi, ceea ce spun este cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, prin harul Domnului, după ce am făcut această introducere, aș dori să stau în fața dumneavoastră cu multă smerenie, cu un mesaj practic pe care l-am intitulat
Profeția vrăbiei și a rândunicii. Profeția vrăbiei și a rândunicii. Când ne uităm la aceste două păsări care și-au găsit un loc la casa lui Dumnezeu, descoperim, frați și surori, doamnelor și domnilor, patru mari adevăruri pe care noi le căutăm, după care tânjim. Și anume, primul lucru, primul aspect profetic, primul mesaj de la aceste două păsărele este că la casa lui Dumnezeu suntem absolviți de nesemnificație. Toată lumea vrea să fie importantă. Toată lumea. Dar avem această atitudine. Eu nu sunt important, eu nu mă pricep, eu nu știu să fac multe lucruri, n-am așa de mare trecere în fața oamenilor. Frați și surori, locul unde ești absolvit de nesemnificație este casa lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pune preț pe o rândunică și pe o vrabie și îi îngăduie să aibă loc în casa lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Sunteți importanți în ochii Domnului. Aveți semnificație. Aveți importanță. Domnul valorează fiecare suflet. Valorează fiecare persoană. Valorează fiecare familie. Crezi lucrul acesta? De aceea nu te mai simți, eu n-am educația lui cutare, nu am poziția socială a lui cutare, nu am poziția financiară a lui cutare, eu sunt un nimenea. Nu în ochii Domnului. În ochii Domnului ești cineva. Ești cineva. Și ești important. Ești așa de important încât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a ales să moară pentru tine. Pentru tine. Ești cineva. Vreau să vă spun, în casă la mine, în familia mea, eu sunt cineva. Soția strigă de jos, că biroul meu este sus. Alo? Cineva trebuie să ducă gunoiul. Și de obicei eu sunt cineva. sunt apreciat, sunt iubit în casă. Am vrut să vă descrățesc fruntea. Dar vreau să vă spun că sunteți cineva în ochii Domnului. Vrabia și rândunica ne spun, dacă noi așa de mici, așa de neînsemnate, fără importanță, suntem atât de binecuvântate încât este și pentru noi un loc în casa lui Dumnezeu. Cum să nu ne bucurăm noi cărora Dumnezeu ne-a făcut parte de un har extraordinar? Aș vrea în dimineața aceasta să te simți important, să te simți semnificativ, valoros în ochii Domnului. Gândește-te la acest mare adevăr. La ora aceasta când vestesc cuvântul Domnului, pe pământul nostru trăiesc aproximativ 8 miliarde 300 de milioane de oameni. Cine sunt eu și cine ești tu ca din aceste 8 miliarde 300 de milioane tocmai eu și tocmai tu să fim în casa lui Dumnezeu? Cine suntem noi? Nu este acesta un har pentru tine, că Domnul ți-a deschis o ușă de îndurare? Nu este aceasta o binecuvântare, că Domnul ți-a deschis o ușă prin care să te facă să te simți cineva? Și ești cineva, ești fiul de Dumnezeu. Prin naștere din nou, ești fiul de Dumnezeu. Ai căpătat natură dumnezeiască. Și Dumnezeu te iubește și pune preț pe tine.
Așa de mult încât, la un moment dat, de exemplu, spunea lui Israel, dar spune și ție, pentru că Domnul nu caută la fața oamenilor, fiindcă ai preț în ochii mei. De aceea dau popoare pentru tine. Schimb guverne, schimb oameni în poziție mari, pentru că ai preț în ochii Domnului. Primul mare lucru este acesta. Vrabia și rândunica ne spun casa Domnului este locul unde ești absolvit de nesemnificație. Acolo devii important. În al doilea rând, casa Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, după vrabie și rândunică, este locul unde ești absolvit de nesiguranță. De nesiguranță. Ce este o vrabie și ce este o rândunică? O pisică le poate prinde rapid. Și sunt mereu în nesiguranță. Dar au găsit siguranță în casa Domnului. Pentru că acolo nu permiteau preoții să vină pisicile, să vină animale sălbatice, să vină cineva care să le pună în pericol. Și nu lăsau nici pe oameni să le strice cuiburile. Simțământul acesta de nesiguranță, de neajutorare, îl avem foarte mulți. Mai ales dacă ne și îmbolnăvim, dacă trecem printr-o criză mare, printr-o problemă dificilă. Intrăm în simțământul acesta de nesiguranță. Nu mai știm. Oare ce o să fie? O să vă dau un exemplu din experiența personală. Am avut o condiție de sănătate așa de dificilă că timp de 5 zile am fost într-o stare ca de comă. N-am știut de mine, n-am știut că sunt la spital, am căzut jos și am fost dus la spital. Și după 3 zile de stare de felul acesta, medicul principal, directorul centrului de neurologie, împreună cu alți doi doctori, a chemat pe soție și a chemat pe cei doi fii ai noștri și a zis, a trebuit să vă chemăm pentru că trebuie să vorbim cu dumneavoastră un lucru foarte important. Noi am făcut tot ce știm noi pentru domnul Gog. Dar 3 zile de când din comă și nu și-a revenit. Trebuia să-și revină după 24 de ore ca să fie salvabil. Au trecut 48 de ore și nu și-a revenit. Acum au trecut 72 de ore. Vrem să vă facem de cunoscut că după cunoștințele și experiențele noastre medicale nu mai există nicio șansă pentru domnul Gog să trăiască. Credem că până mâine dimineață va muri. Or, în caz că supraviețuiește stării în care se află, de aici încolo va fi o vegetală. Nu va avea nicio reacție la nimeni și la nimic. Or, poate cu o revenire parțială, dar foarte puțină, va fi în cărucior și va fi într-o stare de neputință totală. Și soția mea a zis, era o doctoriță cea care vorbea, doamna doctor, mulțumesc pentru grija deosebită pe care o dat soțului meu în circumstanța în care se află. Mulțumesc că ați făcut tot ce știți mai bine. Și doctorița care m-a tratat, ca să vă dați seama cât de pricepută era, a fost doctorița care a tratat cu aceleași probleme, cu tumori canceroase pe creier, pe senatorul Ted Kennedy.
a zis, mulțumesc de tot efortul pe care l-ați făcut, dar vreau să vă spun că soțul meu nu va muri. Și soțul meu nu va fi o vegetală. Soțul meu va trăi și va fi din nou om între oameni, pentru că noi suntem copiii Domnului și eu cred că Domnul mi-l ridică și mi-l dă înapoi. În ziua aceea, când trebuia nu să fie în stare de nesiguranță, de teamă, o soră din biserică i-a venit în minte gândul acesta și a zis așa: fratele Lazar nu și-a revenit după 3 zile de comă, dar fratele Lazar este într-un fel bine, pentru că el nu știe de el. Poate că e în prezența Domnului. Nu știe dacă îl doare ceva sau nu îl doare. Nu știe nimic, pentru că este în comă. Cine suferă cel mai tare la ora aceasta este soția dânsului. Și a zis, oare care este inima sorei Magdalena? Și sora aceasta avea o cunoștință în România, undeva în munții Apuseni. Știa acolo o familie de bătrâni, uitați de lume și de civilizație, așa, dar care totuși avea un telefon celular în vârful muntelui unde locuiau ei. Pentru că le dădusese copiii un celular. Și a zis, ia să-l sun eu pe fratele acesta, un frate bătrân, și să-i spun să se roage cu mine, că s-a mai rugat cu mine și Domnul m-a încurajat prin rugăciunea și Duhul Domnului cum a vorbit prin el. Și sună sora aceasta și vă spun ce spune ea. Gândindu-se la soția mea, la starea în care se găsește soția de necaz, de nesiguranță, de neajutorare. Și fratele acela răspunde și spune, sunteți fratele cu tare? Da. Eu sunt o soră care am o problemă, pentru care vă rog să vă rugați cu mine. Puteți să vă rugați acum. Deci n-a spus nici de unde e, nici ce problemă are. Și fratele a zis, da, mă rog, soră. S-au rugat, n-a fost nicio profeție, dar a avut o vedenie. Când s-a terminat rugăciunea, fratele a zis, soră, eu am avut o vedenie. Dumneata locuiești acolo departe, păstă ape. Și am văzut că dumneata te-ai rugat, nu pentru dumneata, te-ai rugat pentru păstorul dumitale. Auziți? Duhul Sfânt vede. Avem un Dumnezeu care vede, care cunoaște, care te absolvă și de nesemnificație, dar și de nesiguranță. Și a zis bătrânul acesta, păstorul tău îl văd că este în spital, pe un pat de moarte. Medicii i-au spus că va muri. Însă când m-am uitat bine la el, Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a zis așa, uită-te cu ce este învelit pe pat acolo. Și m-am uitat și era învelit cu o pătură din rugăciuni împletite. Împletitură de rugăciuni. Și a zis, pătura aceea de rugăciuni sunt rugăciunile sfinților de pretutindeni care se îndreaptă către mine pentru el. Acum, tu spune-i soției lui că nu va muri, ci va trăi și Domnul va ridica de acolo. A sunat pe soție și a zis, uitați ce am făcut sora Magdalena. Și asta este cuvântul din partea Domnului. În a cincea zi, la rugăciune făcută nu acasă, frați și surori, doamnelor și domnilor, la rugăciune făcută la 1000 de maile distanță de mine,
în Denver, Colorado. În Denver, Colorado era un grup de păstori adunați cu care trebuia să fiu și eu și să conduc conferința aceea, că eram liderul lor. Acolo era un predicator american, un lider american, doctorul Dennis McGuire. S-au rugat pentru mine în timpul conferinței de câteva ori. Dar acum era duminică, sâmbătă seara. Și doctorul Dennis McGuire predica cuvântul Domnului. Era 8:30 în Denver, Colorado, era 7:30 în Los Angeles, acolo unde locuim noi. Este încă o oră în urmă. Și doctorul McGuire s-a oprit din predică. Și a zis, Duhul Domnului m-a oprit din predică și mi-a spus că trebuie să ne rugăm din nou acum urgent pentru pastorul Gog. Dar o rugăciune diferită. Este aici în sală vreun păstor asistent de-a fratelui Gog? Și s-a ridicat un frate păstor care era acolo la conferință și a zis, da, zice, eu sunt asistent la fratele Gog. Ok, zice, am o întrebare. Eu vreau să ascult de Duhul Domnului. Și Duhul Domnului mi-a spus că îl vindecă pe fratele Gog dacă tu accepți să te substitui. Adică să vii în față, să îngenunchezi aici înaintea Domnului și înaintea noastră, toți păstorii vom veni în jurul tău și când eu te voi unge cu un de lemn în numele Domnului, voi spune, Lazare, te ung cu un de lemn în numele Domnului. Tu te substitui pentru Lazar Gog. Îl înlocuiești pe Lazar Gog. Frați și surori, uitați-vă bine la mine, sunt un om educat și știu ce vorbesc. Vreau să vă spun că am verificat toate detaliile, ora, minutele. În minutul în care i-a atins fruntea cu un de lemn, acolo în Denver, Colorado, și se ruga pentru el, 8:30 Denver, Colorado, 7:30 la noi, în minutul acela eu m-am trezit din comă. M-am trezit, m-am ridicat, înșezut, în patul meu de spital, am văzut soția lângă mine și n-am știut unde sunt. A trebuit să-mi explice soția, să nu mă speriu, să intru în vreun șoc. Ce vreau să vă spun este că Domnul te absolvă de nesemnificație și de nesiguranță în casa Lui. În casa Lui El are oameni care se roagă cu tine, se roagă pentru tine, te îmbărbătează și te ridică. Că sunt și din aceia care vor să te tragă în jos, nicio problemă. Sunt și din aceia, dar dacă te uiți la cei ce fac bine și mai ales dacă te uiți la Dumnezeu, este cu neputință să nu fii ridicat. Glorie Domnului pentru harul acesta. În al treilea rând, casa Domnului, ca și în cazul vrăbiei și a rândunicii, pe lângă nesemnificație și nesiguranță, te absolvă de neputință. Ce poate să facă o vrabie? Ce poate să facă o rândunică? Ce poate să facă? Ce putere este în ele? Ce poți să faci tu pentru Domnul? Ce putere ai să faci ceva ca să rămână un impact în urma ta? De la noi putere nu putem face nimic, dar dacă în casa Domnului ne smerim înaintea lui Dumnezeu și cerem să ne umple de putere, puterea care vine peste noi nu este o putere omenească, este o putere supranaturală, este puterea Duhului Sfânt. Și această putere te absolvă de neputința de care ai plâns. Și vei vedea că poți să vorbești, poți să încurajezi pe cineva, că ai zis, eu nu pot face lucrul acesta. Poți să binecuvântez pe cineva, poți să chem în casă la mine pe cineva, poți să mă duc să vizitez pe cineva, poți să mă duc să dau un telefon la cineva, poți să mă rog cu cineva. Primești putere din Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Așa vorbește o vrabie și o rândunică în textul nostru. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, casa Domnului, ca și în dreptul vrăbiei și a rândunicii, te absolvă de necunoscut. Te absolvă de necunoscut.
Eu în fiecare an, prin harul Domnului, din 1988 încoace, în fiecare an, la 1 ianuarie, seara, am în biserică un mesaj, se numește Perspectivă Profetică. Vă încurajez, intrați pe site-ul nostru, emanuelchurch.com sau la Vocea Creștinilor și veți asculta mesajul profetic pe care l-am ținut la 1 ianuarie anul acesta. Pe toată lumea ne preocupă oare ce va fi înainte. Însă haideți să ne uităm la rândudincă și la vrabie și să vedeți dumneavoastră ceva ce nu poate să-ți treacă prin minte, că Dumnezeu știe să pună lucrurile acestea și în două păsărele care n-au nicio importanță pentru cei mai mulți. Uitați-vă în versetul 3. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puie. Dacă mă doare ceva printre altele la ora actuală, mă doare pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri. Societatea noastră a mers așa de în jos, moral și politic, încât îmi este parcă teamă pentru copiii mei. Pentru copii, poate nu așa de tare, cât pentru nepoți acum. Politica care este în lumea contemporană de a strica mintea copiilor și a învăța că este bine să aibă doi tați și două mame, că și așa e bine. Că dacă li se năzăre că ar putea să fie un băiat, ar putea să fie fată și o fată ar putea să fie un băiat, este foarte bine. Haideți să vă dăm niște injecții, niște hormoni și vă facem ce vreți. Profeția cea mai profundă din acest text este absolvirea de necunoscut. Oare ce va fi cu copiii noștri? Oare ce va fi cu copiii noștri? Nu, uitați-vă în text cu mine. Uitați-vă în text cu mine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă la ceea ce vă arată acum. Creierul unei rândunici și al unei vrăbii este cât vârful degetului mic de la mână. Cât vârful mic de degetul de la mână. Dar, puneți textul românesc din nou pe ecran, versetul 3. Vedeți primul cuvânt acolo? Care este? Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib. Adică știți ce vrea să zică Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Oameni buni! Ați fost creați după chipul și asemănarea mea! Stați puțin și gândiți! Eu am făcut și lucruri mai mici, o vrabie și o rândunică, cu un creier cât un vârf de deget. Dar până și aceste mici și neînsemnate păsări dovedesc înțelepciune. Și știți ce înțelepciune dovedesc? Își dau seama că ce au mai prețios poate fi păzit în casa lui Dumnezeu. Și ce au mai prețios păsărele acestea? Ce? Pui! Pui! Ce va fi cu copiii noștri? Învasă de la o rândunică și învasă de la o vrabie. Adu-i în casa lui Dumnezeu! Adu-i în casa lui Dumnezeu, este ce avem mai prețios. În cine vrei să investești și în ce vrei să investești? Numai în clădiri, numai în business, numai în cărămizi sau numai în școală? Averea noastră cea mai mare
sunt copiii noștri, sunt urmașii noștri. Dar dacă nu-i aducem la casa Domnului, nu-i aducem că fac gălăgie. Și noi n-avem Sunday School și ne deranjează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun, lăsați-i și aduceți-i mai bine să facă gălăgie în casa lui Dumnezeu decât să răgnească și să grohăie ca niște porci în baruri de noapte și în discoteci și în locurile unde fiii risipitori se duc. Amin? Mai bine să facă gălăgie aici, că după aceea se vor învăța să fie respectuoși, pentru că ăsta e scopul casei Domnului. Trebuie să ne ocupăm de copiii noștri și ocupația de copiii noștri se face aducându-i la casa Domnului. Uitați să vă citesc ceva ce o să vă surprindă și după ce apoi fac aplicația practică. 1 Samuel 13, puneți împreună cu mine pe ecran acolo, de la versetul 19 la 22. 1 Samuel 13, 19 la 22, le citesc pe rând. Este vorba de domnia lui Saul și cu prințul Ionatan. În toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedecăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe. Auziți, filistenii șmecheri, le-a mers mintea. Și fiecare om din Israel se pogora la filistean ca să-i ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa, furca cu trei corne și securea ca să facă vârf țepușei cu care mâna boii. Și s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu aveau decât Saul și fiul său Ionatan. Dar du-te la război cu o sabie de lemn. Du-te la război sau du-te la lucru cu o sapă tocită. Filistenii au zis până acolo, le-a mers mintea. Așa cum merge mintea la guvernul englezesc de astăzi, la guvernul american, la guvernul român, știți ce spun? Hai să nu îi lăsăm pe părinți să se ocupe de educația copiilor. Hai să le spunem noi ce să facă cu copiii. Că de nu ne ascultă, îi luăm, ca la familia Bodnariu și ca la familia Furdui. Îi luăm și îi învățăm noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, cine vreți și cine vrem să ascută mintea copiilor noștri, filistenii sau Dumnezeu în casa lui? Wake up! Wake up and think about your future and about your family, about your children. Cine vrea să le ascultă mintea, priceperea? Desenele animate? Tableta, computerul și televizorul într-una, ca noi să ne putem face treaba și le punem acolo până uită de ei și nu mai știu să vorbească, numai răgnesc ca și dinozaurii și balaurii care îi văd în desene animate? Haideți să ascuțim mintea copiilor cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cântarea de laudă, cu închinarea, cu părtășia din casa Domnului. Sunt ce avem noi mai prețios. Domnul vrea să zică în felul următor în acest verset 3. Oameni buni, dacă până și pasărea cu un creier către-un vârf de deget gândește mai mult decât voi, păi, unde vreți să ajungeți? Ce fel de oameni vreți să fiți? Nu știți să ocrotiți și aveți mai prețios? Ce avem noi mai de preț sunt copiii noștri și al doilea lucru cu care închei, ce avem mai de preț este sufletul nostru. Este sufletul nostru. Eu nu spun
Și sper că mă înțelegeți corect, că așa vă văd oameni care sunteți maturi și judecați bine. Eu nu spun că nu trebuie să muncești, trebuie să muncești. Să fiu un templu sfânt și curat, cu mulțumire trăim pentru tine. Te iubim, Iisus, fii lăudat, pregătește-mi. Închidem în casă și uităm de ei. Și mai importante decât sufletul nostru. Iisus Hristos ne dă o pildă și zice, țarina unui om bogat a rodit foarte mult. Și omul acesta bogat a avut o recoltă, deci la ferma lui, cum n-a avut niciodată. Și ce a zis el? Ce am să fac? În loc să sorteze și să pună zecioara deoparte, să o dea la sărar, să o aducă la, adică să o aducă la Domnul și partea săracilor, că partea săracilor este partea săracilor, zecioara este zecioară, nu trebuie confundate una cu cealaltă. A zis așa, am să-mi stric buncărele vechi, hambarele vechi, depozitele vechi, fac altele noi să încapă grâul, că și așa e război în Ucraina acum și s-a scumpit grâul. Și apoi să vină ei să-l cumpere de la mine, că apoi ridic eu prețul. Și de aici încolo, auziți-l aici, aici este nebunia lui. Voi zice, sufletului meu, așa spune acolo, sufletului meu. Suflete, ai multe bunuri și bogății pentru multă vreme. Ce să faci? Mănâncă, bea și veselește-te. Și Domnul spune, Dumnezeu i-a vorbit din cer și a zis, nebunule, în noaptea aceasta îți cere Domnul sufletul înapoi și ți se duce la cel ce ți l-a dat. Dați-vă în voie să vă spun ceva, sufletul îl avem cu împrumut. Sufletul îl avem cu împrumut și când Domnul vrea să-l ceară înapoi, îl cere înapoi și ne ducem cât om fi de tare. Dar dacă este și astăzi cineva ca și acest nebun care gândește că sufletul trăiește cu porumb, cu mazăre și cu fasole, cu ciolan, trăiește într-o lume iluzorie ființa aceasta. Frați și surori, doamnelor și domnilor, sufletul trăiește din cuvântul Domnului. Trăiește din atingerea Duhului Sfânt. Trăiește din rugăciune. Trăiește din cântarea creștină. Trăiește din dragostea pentru semeni. Dacă vrei să ai grijă de sufletul tău, adu-l aici și civilizează-l. Și învață-l, pentru că la casa Domnului trebuie adus ce avem mai prețios, copiii și sufletul. Și acum, în concluzie, dacă până și o pasăre știe să facă lucrul acesta, oare noi să nu știm? Să fim mai puțin înțelepți? Eu nu-mi duc copilul la biserică. Acolo se înrăiește cu copiii ceilalți. Du-l la discotecă și să vezi cât de bun se face. Vezi cât de bun se face. Dar ea pune cuvântul Domnului câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și vei vedea, cum crește copilul. M-am bucurat că în fiecare zi sun acasă, când sunt plecat. În fiecare zi îmi sun soția. Și acum că dispunem și de WhatsApp și metodele acestea, sun să-i și văd. Am sunat soția și era cu nepoții, cu doi dintre nepoți. Și am zis,
Bunul se roagă pentru voi de câte ori este cu voi. Acum vă rugați voi pentru mine. Să vedeți ce mi-a crescut inima când nepotul s-a rugat pentru mine. Aproape că n-am putut dormi toată noaptea de bucurie. S-a rugat nepotul pentru mine. Este, dar asta pentru că a învățat să se roage. Nu putem ieși din casă și nu putem mânca acasă, când sunt nepoții cu noi. Când ieșim din casă, noi ne rugăm. Când suntem la masă, ne rugăm. Dar dacă ne grăbim și vrem să ieșim din casă, nepoții strigă, bunu, prayer. Bunu, prayer. La masă avem o nepoțică de un an și două luni. Când ne-am pus la masă, ne atrage atenția și își pune mânuța. Trebuie să ne rugăm. Este pentru că îi duci la casa Domnului. Investiți în ce este prețios și investiți în sufletul dumneavoastră. Și Domnul, al cărui slujitor sunt, vă va binecuvânta. Amin.